Actualul trend din Uniunea Europeană, care reprezintă și principalele puncte din planurile naționale de redresare și reziliență, este tranziția spre energia verde și trecerea la digitalizare. Acest lucru la nivel macro este foarte greu de realizat, dar la nivel micro, unde se dorește acest lucru, nu sunt impedimente foarte mari. Un exemplu concret în acest sens fiind Comuna Hunedoreană Lelese. Pe fonduri europene vom mai depune acum, deja cred că s-a și deschis sesiunea pe eficientizare energetică, vom depune pentru clădirea primăriei și școala, care le vom umple de panouri solare. Am și vorbit cu Enel-ul, în 3-4 săptămâni o să fim legați în rețeaua de trifazată 380 ca să putem să facem un schimb de... Noi să dăm curent spre ei, cei plus, și ei spre noi când avem noi nevoie. Prezent marți în emisiunea La Subiect, difuzată de 1TV Deva, Ciprian Achim, primarul comunei Lelese, a reamintit că digitalizarea nu este o noutate în localitatea pe care o administrează, aceasta urmând să se extindă. Va fi o centrală electrică pentru făcut căldură care să compenseze centrala pe lemne, ceea ce înseamnă o poluare mult mai mică și o eficientizare mult mai mică, adică sâmbătă, duminică vei menține în primărie 15-16 grade. Când nu este nimeni acolo. În momentul în care ne pregătim de lucru, venim și sprijinim cu centrala pe lemne, care va face căldură doar strict când vom lucra, în momentul în care vom pleca de acolo, iar rămâne automatizarea și își face treaba. Exact cum am, eu lucrul ăsta l-am, cred că de vreo 15-16 ani la apă. La mine, la apă, se intervine la o instalație cam o dată la 4 zile, 5 zile și la alta undeva la 2 săptămâni, fiindcă toată o duce calculatorul și automatizarea. Sunt și puțini oameni, nu ne putem permite mai mult. La fel va fi și la primărie. Comuna Lelese, care mai are în componență, pe lângă localitatea de reședință omonimă, satele Cerișor, Runcu Mare și Sohodol, este una dintre cele mai mici așezări rurale din județul Hunedoara ca număr de populație, aici trăind vreo 400 de oameni.